discutăm fără perdea despre perdele, draperii, covoare, lenjerii și toate accesoriile ce ne compun decorul vieții. Impune-ți stilul! Caută, măsoară, întreabă și alege din toată gama noastră. Odiseea redecorării nu are început, nu are sfârșit. AIDA, opere complete în pliuri, culori, texturi și gusturi rafinate. Pe strada Gării, numărul 73. Un magazin deschis tuturor gusturilor. Jurnal Giurgiuvean, o publicație care te poate scoate din orice situație. Vă așteptăm la redacție în complex Ancora Parter sau pe site-ul jurnalgiurgiuvean.ro. Jurnal Giurgiuvean, un cotidian care creează dependență cititorilor săi. Femeie încrezătoare, ești frumoasă. Centrul de frumusețe Vis te așteaptă, pentru că visele nu dor. Îți modelăm apetisant, în pas cu timpul, trupul non-invaziv, reconturat și ferm, în timp record. Criolipoza este numai începutul, jos colăcei! Hai, curaj! Șoferă-ți ca răsfăț suprem o oră de masaj. Pachete și oferte avem destule, te ajutăm să ieși în avantaj și alege deci să fii frumoasă cu make-up, bronz și cu drenaj. Deci frumusețea ta e pentru noi un scop. În plus, pentru bărbați avem și barbershop. Se oglindește până în vârf de unghiilacul. Mistere sfirele de păr. Centrul de frumusețe Vis te așteaptă, pentru că visele nu dor. Am zis, notează-ți în agenda ta, femeie dragă, la V, Centrul de frumusețe Vis. În piața centrală din Giurgiu, fiecare sezon își etalează legumele și fructele în condiții civilizate și cumpăr de zor cu spor. În acompaniament, provocând gospodinele la o simfonie de ciorbițe și tocănițe, stau aliniate legumele necesare pentru prepararea mâncărurilor tradiționale. Fructele exotice și românești pară se afla într-un continuu concurs de frumusețe și savoare. Cu totul și cu totul speciale, în piața centrală sunt borșul, seama de varză, ouăle de țară, murăturile, zacusca, brânza, laptele proaspăt, curtițele de unt, toate oferite cu drag de producători din județul Giurgiu în piața centrală. Cumper de zor cu spor! Se spune că la Casa cu Flori mănânci mâncare delicioasă, ca la mama acasă, că ciorba de perișoare ar fi cea mai gustoasă, ba că ți-o aduc de vrei acasă. Garnitură și friptură, merge și o murătură, se mai spune că au sarmale, fasolică și pârjoale și pulpițe la cuptor. Păi cumva numărul lor? 0769-510-501. Restaurant Catering Casa cu Flori. Acceptă provocarea și află tu cum e mâncarea. Cine nu e gata, îl iau cu ciocolata la Bunătățile Copilăriei. Cu ciocolată plus alune, căpșuni, Oreo, biscuiți, banane, orfinetti. 10, 20, 30, 10 de gogoși calde cu vanilie, papanaș cu gem și smântână, gofre mici sau mari la Bunătățile Copilăriei. Lângă piața centrală. Cap, noi suntem primii care am ajuns la fața locului și încercăm să obținem un interviu cu... Trei morți și doi răniți astăzi după ce în explozia de aer au pierit peste 20 de... Dublu viol, mamă și fică violate la ele acasă după ce au fost jefuite de către un individ care s-a fugit. TV Giurgiu Tribun îți propune altceva. Altceva. Ia atitudine. Ia atitudine. Toată lumea vorbește, mai ales românii. Și totuși avem ceva de spus. TV Giurgiu Tribun vă propune o emisiune pentru normalitate. Ce ar mai fi de spus? Realizator Gelu Brebenel.
De luni până vineri, începând cu ora 17, este Breaking News la TV Giurgiu Tribune. O emisiune de redacție în care vă supunem atenției informațiile zilei aflate pe site-ul nostru www.giurgiu-tribune.ro, unde punem știrile în primul rând. Fii alături de redactorii noștri la Breaking News. Dezbatem subiecte din presa locală și națională în contextul actual și vă răspundem la întrebări. TV Giurgiu Tribune. Ia atitudine! Bun găsit din nou, Camelia Sacheti sunt. Campus școlar profesional la Giurgiu? Și da, și nu. De ce da, de ce nu? Fără bacalaureat, dar înscriși la universitate. Părinții plătesc mii de euro la colegii speciale pentru ca odraslele lor să se poată rămândi cu titlul de absolvent al unei facultăți, pentru că poate să fluture o diplomă oricând și să spună că are studii, dar totuși sunt doar colegii. Reclama funcționează de cele mai multe ori și pentru elevii slabi, în special ei sunt cei mai afectați și cei mai labili, renunță cel mai ușor la examenul maturității. Între timp, cererea și oferta locurilor de muncă dezvoltă incompatibilități flagrante, aproape de nereparat în timp, creând fenomene adânci precum șomajul care nu se mai termină în județele tot acelea sărace. Obiectivul principal al Consiliului Județean în următoarea perioadă este acela al construirii unui campus școlar profesional. Cum îi determinăm însă pe copii și mai ales pe părinți? Aici este o mare problemă. Să aleagă o școală de meserii într-o societate în care nu există repere, în care cineva care a făcut o școală profesională este un model în societate, a făcut bani, a ajuns bine, n-a furat, n-a mers, să vândă droguri sau să se ocupe cu alte lucruri și afaceri ilicite și a reușit așa. Și totuși, peste 1000 de copii din municipiu își caută vocația la Palatul Copiilor, o clădire uitată de timp, într-o mare intersecție de drumuri, altfel un punct de pornire în viață. Ce se va întâmpla cu liceele tehnologice? Mai sunt ele utile? Mai dau dovadă de licee, de acest statut? Acestea, dar și multe, multe alte subiecte le discutăm acum în emisiunea de astăzi cu Elisabeta Mihalcea, vicepreședintele Consiliului Județean Giurgiu. Bună seara, bun găsit! Bună seara! Mulțumesc pentru invitație! Începem, Giurgiu, la tribună. Avem foarte multe lucruri de discutat și așa cum am punctat, ca să-și facă și cei care ne urmăresc o impresie, să ne dea mesaje, să ne întrebe, o să le luăm pe toate punctual, mai ales că este un subiect care stârnește foarte mare interes. După sănătate, educația este cea care ne privește pe toți. Dacă nu ne privește educația, avem o mare problemă. Adevărat. Când spunem educația, toată educația, toți ne gândim la școli înalte, ne gândim la tot felul de diplome, hârtii cu care să ne mândrim. Deja educația nu mai înseamnă decât să te duci din liceu în facultate și să spui că ai terminat și că n-ai loc de muncă și să te plângi societății. Nu știu care ar fi primul pas și de unde ar trebui să pornim. Există, spuneam noi, acele școli profesionale, există și Palatul Copiilor. Dar haideți să începem cu începutul și să bifăm întâi proiectele principale ale Consiliului Județean Giurgiu. Care sunt acestea în următoarea perioadă? După cum știți, suntem deficitari atât la educație, sănătate și infrastructură. Cel mai important proiect al Consiliului Județean pe următorii ani
Este cel al Spitalului Nou, despre care domnul președinte a discutat și săptămâna aceasta și a apărut și în presă. Infrastructura despre care, bine știți, s-a discutat și este un subiect discutat de foarte mulți membri, domnii deputați. L-am urmărit pe domnul deputat Alexandru Andrei săptămâna trecută și a discutat cu dumneavoastră despre proiectul de la Grădiștea. Și bineînțeles, ce mă vizează pe mine este un proiect al educației. Ne dorim să construim un campus școlar profesional. Da, de la dorință la faptă, însă... De fapt, nu să construim, ci să îl reabilităm și să-l modernizăm, pentru că deja avem amplasamentul. Unde? Este la liceul, colegiul viceamiral Ioan Bălănescu. Și am identificat acolo spațiile, atelierele. Dumnealor au acreditat foarte multe calificări pentru meserii. Și acum lucrăm, mă rog, echipa de la Consiliul Județean dorește să reabiliteze, să modernizeze pe fonduri nerambursabile, mai exact pe PNRR, Planul Național de Redresare și Reziliență. Și este ceva de muncă, pentru că sunt destul de multe condiții și mă refer la faptul că acum, mă rog, sunt niște discuții verbale, aș putea să le spun, și nu avem încă ghidurile, de aceea noi încercăm să argumentăm foarte puternic că noi și cetățenii giurgiuveni au nevoie de acest campus școlar profesional. De unde această nevoie? Aș putea să vă spun că toată lumea își dorește un loc de muncă, însă atunci când mergi în campania electorală, pentru că eu aici ocup o funcție politică, am fost votați și toate partidele politice, când merg din poartă în poartă sau, cum spun americanii, door to door, să facă campanie electorală, promit oamenilor locuri de muncă. Cum poți să promiți locuri de muncă decât prin calificarea oamenilor, a copiilor? Trebuie să începi de undeva. Și atunci locuri de muncă creezi când tu îți califici personal pentru viitori investitori, pentru companiile pe care le ai deja în județ, în municipiu, calificând și profesionalizând oamenii. Da, noi în județul Giurgiu știm că stăm foarte prost la acest capitol, în municipiu mai cu seamă, suntem pe zona de sud, cea mai dezavantajată. Ați mers în prima parte a lunii ianuarie împreună cu deputatul PNL de Giurgiu, Gabriela Horga, cu președintele Consiliului Județean Giurgiu, Dumitru Beanu, cu administratorul public al județului, Cristian Grătianu, la fabrica de prelucrare a oțelului Vestalpin, acolo unde sunt câteva locuri de muncă. Și voiam să știu ce ați vizitat, așa, ce anume. Așa este, este o companie foarte mare cu capital austriac. Bine, este o companie românească, din câte am înțeles, însă au tradiție în Europa și pe mai multe continente. Noi ne-am început mandatul vizitând mediul privat de afaceri. Am avut o inițiativă cu domnul președinte pentru că, așa cum am spus, educația este extrem de importantă, nu doar pentru cetățenii giurgiuveni, cât și pentru mediul privat. Nu poți să faci business sau nu poți să ai mână de lucru dacă tu, ca și administrație, nu te implici în educație. Este un lanț care funcționează dacă doar îmbini aceste lucruri. Mediul privat, administrație și sistemul educațional. Am trimis o adresă către toate companiile mari din municipiu și din județul Giurgiu la începutul lui decembrie, prin care am cerut să ne transmită deficitul de personal pe care îl au dumnealor și ce și-ar dori ca sistemul educațional din Giurgiu să califice în viitorul apropiat. Pentru că noi dorim să sprijinim, mă rog, financiar
școlile profesionale din, din municipiu și din județ, de ce mai nu? Sunt? Sunt. Le-am identificat, colaborăm zilnic cu dumnealor, încercăm, așa cum am spus, să fundamentăm obținerea fondurilor acestea europene pentru construirea de campus profesional școlar. Vă spuneam că am înaintat o adresă către mediul privat în care am cerut deficitul de muncă. Dumnealor au fost foarte încântați la acest salut al administrației județene, pentru că după ce am trimis această adresă, am început să îi contactăm telefonic, după care am mers la fiecare dintre dumnealor. În limita timpului disponibil, atât al dumnealor cât și al nostru, suntem la început de an, sau cel puțin am fost la început de an și mare parte dintre companii nu și-au început activitatea. Eu personal am vizitat destul de multe companii și cu regret spun, pentru că eu vin din mediul privat, cu regret spun că mediul privat nu a fost tratat cum ar trebui în ultimii 12 ani și asta nu spun eu, ci spun managerii cu care eu m-am văzut. Am fost la niște coloși, atât în România cât și în afară, la Umveltehnic, am fost la KLG Europe. Umveltehnic lucrează prefabricate pentru drumuri, autostrăzi și canalizări. Pot să detaliez ce am văzut și cu cine am discutat. KLG Europe sunt niște coloși în partea de nord a județului, în domeniul logistic, cu o cifră de afaceri de câteva zeci de milioane de euro. Ne-au felicitat pentru inițiativă. Au spus că suntem ultimii 12 ani care le-au trecut pragul. Am fost la Volvo, am avut o discuție cu managerul de la resurse umane de la Gebruder Weiss, o companie cu o istorie de peste 300 de ani. Și în municipiul Giurgiu am început să ne întâlnim cu tot mediul de afaceri, de la Fălștalpine, am fost la PCM, am fost la dealerul autorizat Dacia, dar și la companii mai mici. Pentru, cred că, succesul oricărei administrații ar trebui să implice și mediul privat. Banii, să nu uităm, vin de la dumnealor. Și cred că este important ca, din când în când, eu mi-am pus în agendă pentru următoarele 4 luni, îmi doresc să îi vizitez din nou și să bem din nou o cafea, să vedem ce se întâmplă. Am fost foarte bine priviți, foarte bine primiți. Din păcate, mediul de afaceri se confruntă cu acest deficit de muncă calificat. Sunt companii foarte mari și suntem deschizători de drumuri. Eu am avut o zi foarte bună ieri împreună cu domnul președinte. Am reușit să scoatem județul Giurgiu de pe harta, nu aș vrea să spun rușinoasă, e un cuvânt dur, însă doar 3 județe nu aveau sistemul dual despre care profesional aș vrea să discutăm, ca să le expunem părinților și copiilor ce înseamnă acest sistem de învățământ. Mă bucur că am făcut o paranteză și o să-l reluăm. Sigur. Pentru că sunt foarte multe întrebări de adresat, de la ceea ce înseamnă și cum se aplică. Multe trebuie discutate aici. Aș vrea să îi mulțumesc personal doamnei administrator Doina Stere pentru inițiativă, pentru că este un deschizător de drumuri și dumneai a solicitat o clasă de sistem dual profesional. Eram, din păcate, printre ultimile 3 județe din țară care nu aveau acest sistem implementat. În urma vizitelor noastre de curtoazie, cum îmi face mie plăcere să le spun, s-a concretizat și astăzi am fost sunată de către doamna inspector general școlar, doamna Adelina Sârbu, să ne confirme că au demarat pașii, au înaintat adresa către Ministerul Educației pentru a instala această clasă de dual. Da, haideți să ne oprim aici pentru că sunt Sigur. Foarte multe și tot spuneți mediul de afaceri. Și fi să umple sufletul. Și mai spuneți o dată în mediul de afaceri. Dacă îi întreb pe giurgiuveni,
vă vor spune care medii de afaceri. Iată, ni s-au dat câteva nume, le-am notat eu aici. KLG, Europe. Am zis bine? Mm-hmm. Vestalpin, da. Volvo, PCM, Dealer Dacia, deci eu mi le-am notat pentru că, uite, nu aveam cunoștință de câteva, de știam de Vestalpin, că e aici în Giurgiu. Dar iată, în nordul județului o să mai atinge subiectul când vorbim despre parcuri industriare. Dar tot spuneți, mediul privat din Giurgiu, mediul de afaceri din Giurgiu. Și noi spunem, nu avem locuri de muncă. Doamnă vicepreședinte, de ce sunt atât de puține locuri de muncă în județul și în municipiul Giurgiu? Nu aș ști să vă spun, nu știu, niște date statistice exacte, însă din ce am discutat cu administratorii acestor companii, sunt următoarele lucruri. Nu se pot dezvolta la momentul actual pentru că nu au muncitori calificați. Am fost la șantierul naval, la Shipyard ATG. Se confruntă cu o situație extrem de neplăcută. Domnul director ne-a spus că în următorii 3 ani, cred, sunt foarte multe informații pe care nu mai le pot reține, 15% din personal se va pensiona. Dumnealui a adus, asta pot să o rețin, pentru că tot ați spus la începutul emisiunii că acești copii vor să meargă la facultăți. Vreau să vă spun că și Shipyard ATG a angajat în 2020 60 de angajați. A angajat 60 de oameni în producție, adică să lucreze în halele. Într-adevăr, nu este o muncă ușoară, sunt convinsă de acest lucru, și doar 6 oameni la birouri. Între acești 60 de angajați, 20 au fost cetățeni vietnamezi. Asta spune foarte multe lucruri despre... Adică vietnamezii aceștia lucrează la noi la Giurgiu și noi nu avem locuri de muncă. Dar nu e pentru că așa a vrut domnul patron de la ATG, ci pentru că nu a găsit. Exact. Pentru că, din păcate, în sistemul de învățământ, sau mă rog, sistemul de învățământ profesional acum, nu este promovat cum trebuie și chiar dacă noi avem un telefon în mână și trăim la un click distanță de informație, nu știm exact ce să căutăm și cum să căutăm. Eu nu spun că este ușor să-ți găsești un loc de muncă, însă dacă tu cunoști o meserie foarte bună, foarte bine, sunt convinsă 100% că nu ai cum să nu îți găsești un loc de muncă. Dumnealor, mediul privat de afaceri, cel puțin pe care noi am vizitat, se confruntă cu următoarea situație. Plătesc dumnealor cursuri de instruire. De instruire, exact. Care costă destul de mult. Spunea domnul Patrick de la Shipyard ATG că nivelul unui angajat nou pe șantier este de clasa 6-a și se pune în mână un utilaj care valorează 10.000 de euro. Eu nu i-aș da unui copil de clasa 6-a mașina mea să o conducă. Da, dar să vă dau eu un exemplu, asta așa ca o paranteză colorată în discuția noastră. Eu cunosc exemplu personal de un domn care acum cel puțin vreo 15 ani de zile conducea o Vola la o firmă de construcții destul de performantă aparatura la acea perioadă, deci era cam ultimul răgnet, foarte sofisticat bordul. Dânsul era veșnic într-un costum, un costum, da? Și o ducea, era foarte solicitat, foarte apreciat în firmă, casă frumoasă, familie, aranjat. Nu vreau să-i dau numele, nu i-am cerut permisiune. Dar sunt câțiva giugiuveni care cred că îl cunosc. Eu cred cu tărie că meseria este brățarea de aur și m-am documentat foarte mult pe acest subiect. Am găsit un articol care este public, de o publicație de renume, cel puțin în București, playtech.ro, și mi-a plăcut teribil articolul.
Electricianul zilelor noastre va fi milionarul generației copiilor noștri. Cum? Electricianul zilelor noastre va fi milionarul generației copiilor noștri. Sunt foarte multe testimoniale pe internet, dacă poți să citești, și chiar am citit și am dialogat cu diversi de când am preluat această atribuție la Consiliul Județean. Nu te oprești doar la școala profesională. Intri la școala profesională în, nu știu, în Giurgiu și ai terminat aici. Dacă tu înveți și îți vezi de treabă, te perfecționezi, mergi la un job, din punctul meu de vedere, foarte ok, pentru că eu am mers și am vizitat aceste hale ale companiilor din județul Giurgiu și vă spun sincer că sunt medii foarte plăcute de lucru. În afară de salariul pe care îl oferă, ai, nu știu, bonuri de masă, asigurare medicală. Însă ceea ce vreau să spun este că sunt testimoniale de la Brașov, unde oamenii ăștia au început acest sistem de educație al școlilor profesionale în urmă cu 10 ani și vreau să vă spun că au un succes extraordinar, dar au implicat mai mulți factori despre care putem să discutăm puțin mai târziu. Da, pentru că, iată, numai puțin vă întrerup, Daniel Deacu, exact, vine să vă completeze. Lipsa forței de muncă calificată face ca studiul de fezabilitate privind deschiderea unor fabrici să nu fie pozitiv. Așa este, îi dau dreptate. Am avut și noi un potențial investitor care a venit din parcul logistic din Chiajna, Petrei Logistic, și ne-a întrebat la Consiliul Județean dacă îi putem aduce 100 de croitorese. Și dumnealui era dispus să își mute hala în județul Giurgiu, dacă noi găseam această forță de muncă calificată. Nu avea timp să facă instruire, avea nevoie de oameni care cunosc foarte bine această meserie. Milbro, de exemplu, care are o investiție în municipiu aici, despre care vreau să spun că este un deschizător de drum pentru sistemul dual din județul Giurgiu, cu o investiție de 5 milioane de euro. Asta ce înseamnă? Ia acei copii calificați și îi angajează după băncile școlii? Sau? Nu. Efectiv, copiii vor merge și vor face practica. Da. 30% din noțiunile teoretice se învăța la școala pe care o alege copiii. În cazul acesta este Liceul Economic Ion Barbu, unde au și clase de școală profesională, și 70% din noțiunile tehnice le vor învăța acolo. Sunt 2000 de ore de practică pe care copiii le vor face la agentul economic. Acum putem să facem un calcul simplu matematic. Copiii aceștia vor face... Asta este pentru agenții economici ca să... Da. Interesant, foarte interesant. Ca să ia și ei cunoștință, că până acum în județul Giurgiu nu au fost foarte bine promovate aceste... sisteme de educație pe care eu am învățat acum, citind. Fac 2000 de ore de practică copiii aceștia și sistemul dual înseamnă ca un copil să primească 200 de lei pe care oricum îi primește la orice școală profesională pe care o urmează. Deci primesc bani copiii. Da, de la Ministerul Educației primesc 200 de lei lunar în funcție de câte zile mergi la școală. Dacă, de exemplu, nu te duci că chiulești, nu mai primești 200 de lei sau ești bolnav. Agentul economic în sistemul dual vine și el cu o bursă de minim 200 de lei, din câte înțeleg. Pe lângă acestea mai sunt și alte beneficii. Copilul învață pe mașinăriile pe care dumnealor le au în companie, ceea ce nu este lucru puțin. Pentru că investiția lui Milbro din Giurgiu de aici este de 5 milioane de euro și, din câte am înțeles de la domnul administrator, hala a fost undeva la 300 de mii de euro, dacă nu mi-aduc eu minte, iar restul sunt în aparate și în utilaje.
Este foarte scump să utilizezi o școală profesională și noi asta vrem să o facem pe fonduri europene rambursabile. Când? Începem acum, în aprilie, înțeleg că se deschise publică ghidul și noi lucrăm, așa cum am spus, la fundamentare. Da, așa sunt proiectele cu strigare, cu ghiduri, cu catul, depinde de așa este. Proiecte. Sistemul dual, vă spuneam, de cele 2000 de ore pe care copilul le face acolo și practic muncește în firmă. Și pot să vă spun exemple pe care ni le-au dat nouă agenții economici. Dacă angajezi, de exemplu, un mecanic, acesta va fi plătit cu 2000 de lei. După 3 luni de zile își dă seama că poate nu este făcut pentru jobul respectiv și angajatorul a investit 6.000 de lei după 3 luni de zile. Asta este. Copilul face 2.000 de ore pentru care primește 200 de lei pe lună. Mecanic. Mecanic, electrician, ce vreți dumneavoastră. Ce calificare își dorește elevul respectiv. Ceea ce, din punctul meu de vedere, este foarte bine pentru un agent economic, dar și pentru copil, pentru că se perfecționează pe niște utilaje și pe niște echipamente extrem de scumpe, la care nu ai acces oricum. Da. Iar un model de succes pe care eu l-am văzut și l-am vizitat este școala profesională în sistem dual de la Brașov. Am rămas impresionată de ce am văzut acolo. Eu am absolvit Politehnica și cu părere de rău spun că nu am avut parte de dotările pe care dumnealor le au într-o școală profesională. Am făcut Politehnica în București. Însă dumnealor și-au dat seama, sunt, nu știu, cred că mai esteți decât noi, cei din Sud, și-au dat seama că dacă ai muncă calificată, vei avea și investitori. Au început să promoveze masiv în urmă cu 10 ani școlile profesionale, după care au atras investitori în județ. Unul dintre cei mai mari investitori care a investit câteva milioane de euro în școală este Schaeffler. Este o companie germană care produce diverse piese pentru mașini. Nu vreau să vorbesc necunoștință de cauză. Însă au 5.000 de angajați la momentul actual. Dumnealor au certificat Kaizen școala. Asta înseamnă că țin cont de satisfacția elevului, a profesorului, a agentului economic, însă țin cont și de satisfacția copilului. Adică se punctează acolo undeva, da, tot timpul, da, se, da, pun, da, notele în catalog, se pun și pentru mulțumirea elevului. Da, și sunt certificați, bineînțeles, Kaizen, care este un standard nemțesc, cum altfel. Da, uite, aici chiar sunt complet descoperită. Da. N-am știut că există o evaluare paralelă în școlile profesionale din punctul de vedere al elevului. Există. Și vreau să vă spun că oamenii ăștia au reușit ceva extraordinar. Absenteismul este 5% în rândul copiilor. Și în acești 5% se iau și, nu concediile medicale, cum se numesc, mă rog, motivele medicale. Da. 5% din tot numărul pe care l-au. Sunt foarte mulțumiți. Scutiri, sau? Da. Însă, dumnealor, au început în urmă cu 10 ani, ceea ce ne dorim și noi. Au umblat foarte mult la sistemul educațional. Sunt în sistemul teoretic, dumneavoastră spuneați la începutul emisiunii, că toți părinții își doresc ca odrasla să primească, să meargă la facultate, să facă un liceu. Este, și eu îmi doresc lucrul ăsta pentru copilul meu. Să cred meargă, că fiecare părinte și-l dorește. Să meargă, dar îmi doresc să meargă la o facultate de stat din România sau, mă rog, poate merge și în afară. Nu discut lucrurile acestea la momentul actual, este foarte mică. Însă eu sunt pro
universitate de stat în România. Consider că cele în sistemul privat... Da, și în afară sunt universități particulare foarte bune, poate chiar invers. Da, noi am copiat, din păcate, sistemul american, da, invers. La exact universitățile invers. Americane de private merg copiii extrem de buni. Sunt universități cu de prestigiu, care costă fantastic de mult. Copiii ăștia și părinții se împrumută de la vârste fragede, unde ei învață lucruri, însă la noi total invers. Mergi la o facultate privată și la final pleci decât cu hârtia aceea care ține loc de diplomă și de fapt pe tine nu te ajută cu nimic, pentru că sunt extrem de mult, nu ești calificat pe nimic. Nu vreau să vorbesc în necunoștință de cauză, dar din ce înțeleg, foarte mulți studenți absolvenți de o facultate privată se confruntă cu șomajul. Noi cerem tot felul de evaluări și de statistici de la AJOFM să vedem care este situația exactă a unor copii care termină. Erau ieri 4 locuri de muncă pe județ. Atât? La AJOFM, da. Da. Ce face, deci, copilul acela care ia... Vorbim de dezechilibre și vorbim de dezechilibre de tot felul, iată, că nu-l lasă părintele de foarte multe ori din mână până nu vine cu diploma în dinți. Cheltuiește o groază de bani să-l vadă că are să se laude mai departe, eu știu, să pună pe Facebook sau să... sau pur și simplu să spună celorlalți părinți că are acea diplomă. Dar poate că vina nu e atâta. Eu zic că părinții, noi părinții suntem de vină dacă facem așa ceva. Dar vina ar veni de undeva, deși de mai sus, de unde s-a pierdut controlul și s-a dat voie ca până să te vezi cu diploma de bacalaureat în mână, să te duci să te înscrii la un colegiu. Da, nu știu dacă face sens pentru un părinte să îți pui diploma de facultate este pe Facebook. Este un paliativ al educației. Dar, într-adevăr, ce facem cu acești 800 de copii care anul trecut la capacitatea au obținut sub 5 la evaluarea națională și au fost admiși la liceele teoretice și liceele tehnologice din județ. Legea, într-adevăr, este permisibilă și este aceeași lege în toată țara. Însă sunt județe care au înțeles mult mai bine decât noi acest aspect și au scăzut procentul la liceele teoretice și tehnologice. Vă spune... Noi ce facem cu ele? Câte mai avem? Licee? Mă întrebați de licee sau de locuri? Tehnologice, acelea... Cred că sunt destul de multe. La Bolintin, la Călugăreni, cred că și Comana, da. Mihăilești, Prundu. Cred că Prundu, avem și aici în municipiu. Și pe aici, da. Vă spuneam de Brașov pe care eu l-am vizitat. Dumnealor, raportul în licee teoretice, școli profesionale, este de 40 la 60%. 40% din absolvenți merg la licee teoretice și 60% merg la școlile profesionale. Reducând clasele de la teoretic, dumnealor au ridicat și ambiția copiilor pentru că îi motivează să se bată pentru un loc la liceu. Am văzut două licee și inspectorul general al inspectoratul școlar. Da, inspectoratul școlar județean. Ne-a spus că sunt 800, au undeva la 800 de elevi și ultima medie este 9,20. Foarte frumos. Da, acolo se face școală. Dumnealor ocupă loc fruntaș și la nivel național, pe lângă Cluj, pe lângă Galați, Brăila. Sunt multe județe cu rezultate foarte bune. Ca un revers al medaliei la noi la Giurgiu, în fiecare an, după probele de bacalaureat, aflăm că iar suntem codașii clasamentului și... Din păcate. Nu știu, parcă ne resemnăm sau parcă deja începem să ne obișnuim, ne învinovățim unii pe ceilalți. Nu știm de unde să... Să începem? Dăm...
Încă o dată cheia de pornire. Cred că este un cumul de factori. Este foarte greu pentru un profesor de la liceu să ridice media unui copil care a intrat cu 1,25 la liceu și să-l aducă la 6, pentru că aceasta este media de promovabilitate a bacalaureatului. Pentru mine personal este un paradox. Intrăm sub 5 la liceu, dar terminăm, cerem 6 la bacalaureat. Este... Da, oricum se intră cu... Nu poți. Eu nu cred, adică nu cred că este... să intre cu asemenea notă. Cu asemenea notă. Nu cred că poți. Din moment... În primul rând, pentru mine copilul ăla nu cred că are ambiție, efectiv. Dacă ai citi testul național de evaluare, primele 4 subiecte de la punctul 1 cred că sunt, ai reușit să iei 4. Înțeleg că sunt extrem de ușoare la momentul actual. Eu am fost prima generație care a dat capacitate și nu știu, eram foarte emoționată fiind prima generație, deschizător de drumuri, mi s-a părut destul de complicat atunci, însă acum n-aș mai vedea așa de greu. Însă spuneam că dacă ai face primul subiect, ai luat nota 4. Nu înțeleg de ce nu se reușește. Probabil că sunt total demotivați, nu știu, de acest examen. Nu îl tratează corespunzător, nici elevii, nici părinții, nici profesorii, până la urmă. Da, acum, nu știu, și examenele astea, bine, în ultima perioadă au fost un pic... și bulversate și bulversante de situația actuală. Vorbesc de contextul acesta pandemic. Dar nu știu ce se întâmplă, că incompatibilitate avem în continuare pe piața muncii între cerere și ofertă și am vorbit și mai devreme de câteva exemple. Dar întrebarea mea este, putem să facem ceva încă de pe acum? Adică până lansăm acel campus, până când acei elevi vor fi școliți, până vor intra în câmpul muncii, da, să zic așa. Sigur că da, putem să facem foarte multe lucruri. În primul rând, vom începe la Consiliul Județean o campanie de promovare masivă a școlilor profesionale. Adică îi școlim în alte școli profesionale din țară? Nu, îi școlim la noi în Giurgiu. Unde? La Viceamiral Ion Bolenescu. La... Deci oferta educațională de anul viitor? Există. Există. Există, da. Noi am reușit acum să mărim numărul de clase. Au fost cerute la fiecare școală încă o clasă, cel puțin în municipiu, vă spun sincer, că am această informație. Am vizitat la începutul lunii ianuarie firma Reos și în urma întâlnirii pe care am avut-o cu domnul director, a pus mâna pe telefon și a sunat pe doamnele director de la Marina și a cerut o clasă de... Nu știu ce, scuze, îmi scapă calificarea. Cu ce se ocupă Reos atunci? Da. Cu ce se ocupă? Dumnealor, din câte știu, fac ceva echipamente electrice. Bun. Și au cerut o clasă de 26 de copii. Automat că pentru ceva de genul. Sigur că da. Dar este foarte impresionant, că eu nu credeam că se cere așa ceva. Adică nu credeam că au cerut profesorii, bineînțeles că probabil că și la inițiativa părinților, adică că s-a venit și invers. Cred că e momentul să apăsăm pe butonul de trezire în situația asta, că nu se mai poate să fim cu toți directori. În momentul ăsta, cea mai bună variantă e să lucrezi în administrația publică. Deși și acolo sunt nemulțumiri mari și iată ce se întâmplă, nu mai sunt bani atât de vouchere și de tot felul de sporuri de care întregeau acele salarii ale angajaților din administrația publică. Veniți și din sectorul privat și sunteți în sectorul public. Unde e mai convenabil? Ca să zic în ghilimele. Putem să le punem și, la să vedem și jos glimele. Eu pot să vă spun sincer că... Ca angajat, ca om care muncește. E convenabil în ambele sectoare, atâta vreme cât tu ești un profesionist și știi meserie. Eu m-am împăcat foarte bine. Am o experiență de 10 ani în sistemul privat. Am lucrat în mari corporații.
Am lucrat pentru teritorii vorbitoare de germană, prin urmare au preluat toate sistemele lor și cultul muncii mi-a fost împământenit pentru că nu poți să faci față ca angajat într-o astfel de firmă. Ai evaluare lunară împreună cu managerul tău, după care ai evaluare anuală. Bineînțeles că ai un sistem în care ți se trec toate avantajele, tot ce ai făcut bine, tot ce ai făcut rău, volumul de muncă. Aș putea spune că am lucrat și pentru companii în care treceam efectiv și timpul pe care îl alocam pe mail-uri. Așa se lucrează. E bine și în administrație, sunt convinsă de lucrul ăsta. Și eu sunt un om nou în administrație și bineînțeles că aveam o părere nu foarte bună despre bugetarii noștri. Eu încă mi-o formez și acum, cred că am 6 luni de zile de când am preluat mandatul, mai puțin. Și eu învăț, probabil că sunt nemulțumiri și la adresa mea, dar aș vrea să mi se dea un răgaz. Un om care este, care a fost evaluat la modul acesta, normal că se gândește că poate și el a greșit. Normal. În momentul în care administrația este foarte grea pentru că legile se schimbă foarte des, se întrepătrund. Cel puțin din ce discut pe achiziții, trebuie să știi cu exactitate care sunt legile și din păcate sunt puțini oameni care știu bine administrație. Este un domeniu extrem de stufos pe care trebuie să-l stăpânești foarte bine. Sunt foarte multe noțiuni teoretice pe care trebuie să le asimilezi într-o perioadă scurtă și ce să vezi, probabil că după 6 luni de zile poate se schimbă. Și atunci este o muncă fantastică și în spatele acestor oameni. Sau cel puțin acelor care dirigează, care conduc departamente, cum sunt în, cel puțin cu oamenii cu care lucrez eu. Aveți o întrebare de la Daniel Deacu. Vă întreabă că, având în vedere că la nivel de municipiu sunt puțini angajatori care pot susține 15 elevi în sistem dual, și o să reluăm discuția pe sistemul acesta dual, deși sunt foarte multe alte întrebări pe care aș vrea să le punctăm, minimum pentru a se realiza o clasă profesională acest număr de 15, cum vede rezolvarea acestei situații? Poate intermedia întâlniri cu angajatorii din domenii asemănătoare pentru a stimula asocierea acestora în vederea înființării unei clase în sistem dual? Tocmai v-am spus că deja am facilitat acest lucru. Există societatea Milbro care a solicitat o clasă de dual. Dumnealor activează în industria textilă. Fac echipamente sportive pentru un brand renumit din Irlanda. Noi încercăm să convingem mediul privat că este o alternativă extrem de bună, însă trăim vremuri foarte dure. Mediul privat se confruntă cu această pandemie pe care noi toți ne confruntăm. Au avut pierderi masive în ultimul an și toți ne spun lucrul acesta. Au fost închiși 2 luni de zile și toate astea au plătit taxe, chirii și impozite. Este foarte greu să mergi la dumnealor să le pretinzi să ofere burse copiilor acum, în această perioadă, când noi încă nu avem amplasamentul. Consiliul Județean din toamnă, din ce am discutat cu domnul președinte, așteptăm și noi bugetul. Ne dorim să oferim noi, de la Consiliul Județean, niște burse copiilor, să îi stimulăm. Vom oferi o masă caldă celor care vor merge la școală profesională și încercăm să le oferim și cazare. Am identificat un spațiu care este reabilitat 90% și pe buget propriu încercăm să îl terminăm. Când vom avea toate acești factori cumulați și situația agenților economici se va redresa puțin, încercăm să îi atragem spre acest sistem dual. Este un win-win situation, cum le place. Foarte, foarte,
foarte interesant, se mai făcea la un moment dat, aveam și noi niște ateliere, când era liceul Dorvian, liceul industrial, avea un atelier undeva în spatele pieții pe Nicolae Bălănescu, unde veneau copiii și învățau la strung să lucreze cu strungul, cu menghină, cu eu știu ce mai era pe acolo, nu mă pricep la toate amănuntele acestea, dar se făcea și ieșeau o calificare și se duceau și se angajau. Și mai vreau să mai vorbim aici despre factorul experiență, pentru că li se puncta probabil ca experiență, nu mai știu să spun aici cum era. Mai avem un comentariu de la Colegiul Tehnic Ioan Bălănescu. Compania Reos a solicitat o clasă cu calificare electronist, aparate și echipamente. Poftiți. Da. Păi, cred că asta ar fi soluția. Povesteam de faptul că se luau copiii de pe băncile școlii profesionale și se introduceau în acele fabrici, nu mai avem atâtea fabrici, exact că este discrepanța aceasta. Existau la momentul respectiv câteva fabricuțe în Giurgiu. Există și acum. Și acum, da, bine, nu la capacitatea care era combinatul chimic cu șantier naval, cu fabrica de zahăr Dunăreana, nu mai știu toate cele, poate ne mai ajută cei de acasă din amintiri. Dar iată, sunt asta ca să depășim acest handicap care se naște odată cu depunerea CV-ului, unde nu întrunești punctajul necesar la capitolul experiență. Îi putem angaja dacă faci acest învățământ dual direct? Îi putem angaja dacă mergi la o școală profesională, pentru că agenții economici își doresc muncă calificată. Copiii, tot mediul privat susține această promovare și aceste școli profesionale. Vom porni la început, mă rog, când va veni vremea caldă. Eu personal vreau să merg din școală în școală și să le prezint părinților, pentru că și factorul acesta este extrem de important. Părinții nu știu cât de benefic este o meserie pe care copiii o pot face cu mâna lor. Spuneați că există uzine și că au existat fabrici. Trăim într-o perioadă în care tehnologia evoluează fantastic. Într-adevăr, erau foarte mulți care mergeau și munceau în uzine. Și atunci era destul de asistat. De exemplu, la Fructonile, te-am adus aminte, o fabricuță din Giurgiu, fabrica de bere, mai micuțe. Și acolo, automat, că erau niște sisteme pe bandă, ca să spun așa. Este. Scotea bulionul, nu-l punea cineva cu lingura. Tehnologia evoluează fantastic de la o zi la alta. Am avut întâlnire cu directorul de la Volvo România, care a fost mecanic. Și acum conduce... Apropo de repere, că vorbeam că n-avem. Da, și acum conduce Volvo România. Vesticii nu cred atât de mult în diplome și, după cum vedeți, își pun oamenii foarte buni în funcție cheie. La noi nu merge. Dacă n-ai diplomă, nu te simți îndreptățit să ai mândrie. Da. De a exista și de a fi într-o branșă anume, pentru că, de fapt, tu pentru tine ai muncit să obții diploma și te duci cu ea la un CV, la... Da. Nu pun cei din afară chiar așa mult... Se pare că foarte nu. Mare... Pe experiență. Ne spunea domnul director de acolo, suedez... Pe traininguri foarte multe. Suedez fiind că în 10 ani autovehiculele pe care dumnealor le produc vor fi electrice, nu va fi nevoie să mai umbli cu ulei și să schimbi lucrurile astea. Chiar și acum, prin satelit, transmit în bordul mașinilor pe care dumnealor le produc că anumite piese sunt stricate și invită la servis. Așa cum spuneam, tehnologia evoluează foarte mult. Este extrem de important ca tu, din școală, de la o vârstă fragedă, să mergi, să faci practică pe aceste utilaje pe care mediul de afaceri din Giurgiu le pune la dispoziție, așa cum au spus doamnele director sau cine a... Nu, de la Colegiul Tehnic Bălănescu și chiar ne mai spune, compania Lucmar a solicitat câte o clasă cu calificarea mecanică auto în fiecare din ultimii 3 ani. Deci de 3 ani de zile tot. Solicită. Eu știu acea firmă. Da. Clasa pe care a susținut-o în permanență, dotând-o atelierul mecanic auto al școlii. Poftiți.
Eu nu știu lucrul acesta. Nu e nicio problemă, venim noi și promovăm. Da, noi percepem prăpastia mult mai mare, pentru că nevoia de locuri de muncă este mare. Este. Și cum spuneam, eu cred cu tărie că nu toți ne naștem să fim arhitecți, inginerii, medici, profesori, ci este important să faci un lucru cu mâna ta. Sunt convinsă că în viitor, peste 10 ani de zile, va fi un lucru extrem de benefic pentru generațiile care vin. Vă spuneam că vin din corporații. Oamenii aceștia care conduc firme, companii cu de sute de milioane de euro investesc extrem de mult în software și practic prin aceste softuri dumnealor minimizează angajații. Și pot să vă dau exemple concrete dacă vreți să... Da. Pe exemplu, puterea există, exemplului este infinită. Există o companie care a fost listată la bursă și în care americanii au investit extrem de mult, se numește WePet. Este unicornul României. Iar acești oameni foarte deștepți români, pe care eu îi admir extrem de tare, fac boți, așa se numesc. Efectiv, citesc facturi. De exemplu, lucrezi în contabilitate și îți vin 1000 de facturi de la același furnizor, citesc datele și le implementează direct în scanner. În soft. Da. E un lucru uimitor. Din start îți taie, nu știu, să procesezi o factură, vă spun din experiență, durează în funcție de complexitate de la 40 de secunde la 3 ore. Nu știu cât de bun este lucrul acesta, pentru că e un cuțit cu două tăișuri, că nu mai fac această muncă oamenii. Dar ceea ce vin eu să vă spun astăzi este că există meserii pe care le poți face doar tu în viitor și pe care noi le promovăm aici. Da, asta vorbim deja de meseriile viitorului, care încearcă să ne provoace încă de pe acum. Au început să ne provoace și să ne arate așa ușor, ușor calea. Am văzut că a trebuit să învățăm online. Nu vă întreb cum a fost. Toată lumea a trebuit și-a pus să mâinile în cap. Învețe generațiile mai mari sau egale cu de vârstă cu mine. Copiii se nasc cu tehnologie. Da, da, a trebuit în primul rând să se facă rost de aparatură, că nu toată lumea are acasă laptopuri performante și telefoane smart și așa toate... Este. Și sunt mulți copii care au fost nedreptățiți de viață din acest punct de vedere. Pe de altă parte, am vorbit, deci dacă tot am mai discutat subiectele astea în tot felul de emisiuni și am vorbit despre școala online foarte mult și o să vorbim mult timp de acum încolo, o să rămân așa un fel de plan B. Dar putem să vorbim de administrație online? Putem să vorbim de administrație online, putem să vorbim despre digitalizare. Chiar astăzi am participat la un training de digitalizare și au vorbit oamenii care fac digitalizare. Eu o să fiu sinceră cu dumneavoastră și conceptul de digitalizare este extrem de stufos și de complex. Noi la Consiliul de Țară, dacă vreți să mă întrebați lucrul acesta, ne dorim să digitalizăm instituția. Este un proiect extrem de important și pentru noi. Vom începe de foarte de jos, prin rețelistică, pentru că chiar în acest training mi-a picat internetul doar de 3 ori. Doar de 3 ori. Vă spuneam că în mediul privat lucrurile se întâmplă cu o viteză fantastică și ar trebui pentru să... Pentru că îi pasă cuiva, e ca și atunci când ieși la tine acasă și repar totul, pe câtă vreme când ești în chirie, hai, lasă că cerceveaua aia merge și așa. Nu cred că este asta abordarea, pentru că sunt convinsă că tuturor le-a păsat, însă acum online-ul acesta, pandemia asta ne-a spus că trebuie să investim și în lucrul ăsta, că altfel nu putem să trăim. Dar cum se descurcă administrațiile locale din județ vis-a-vis de administrația online, de provocarea aceasta? Nu avem o relație de subordonare Consiliul Județean Primărie. Sunt primării care știu că au implementat cel puțin registratura. Sunt mai mult de jumate din primării care se descurcă online? N-aș putea să vă spun o statistică exactă.
pentru că știu că sunt unele primării care fac eforturi. O să preluăm, mai avem două comentarii foarte interesante. Unul dintre ele chiar este așa ca o copertă de final. Dar să vă întreb despre o noutate. Pregătiți un nou punct de lucru pe zona de nord. Deci Consiliul Județean Giurgiu, dacă n-ați aflat încă, pentru că se tot vorbește prin târg, va deschide un punct de lucru, sau cum să-i spunem, un ghișeu, un birou. Undeva la Bolintin Vale, da. Unde se încearcă fluidizarea mecanismului birocratic, sau cum să-i spunem, prin deschiderea acestui Încercăm birou. Să venim alături de cetățeni. Este o distanță destul de mare între nordul județului și sudul județului. Și domnul președinte Dan Motranu, care este un vizionar, cel puțin din punctul meu de vedere, și-a dorit acest birou să vină, să venim în apropierea cetățeanului. Este destul de dificil ca un simplu cetățean să parcurgă această distanță de 67 de kilometri, cel puțin din Bolintin Vale, atât kilometri sunt dus, întors 134 de kilometri, îți ia jumătate de zi doar ca să vii la Conjețean. Vom începe cu o echipă mică. Eu voi susține audiențele în biroul din Bolintin Vale și am discutat deja cu domnul președinte, voi avea o zi asignată pe săptămână în care voi programa și întâlnirile cu, bineînțeles, administrațiile locale, cu domnii primari din nordul județului. Cred că vom fi 5 persoane, n-am stabilit încă la momentul actual exact organigrama, însă vom începe cu o echipă mică la început. Cam câți oameni? Împreună cu mine vom fi, cred că, 5. Iată, promiteam și celelalte comentarii. Vă spune din nou colegiul tehnic Ioan Bălănescu, care v-a urmărit cu mare interes în această emisiune. Implicarea noastră a fost mai mult decât extraordinară, dovada fiind faptul că în fiecare an am avut mai mulți candidați decât locuri disponibile. Ziceați că sunteți de 6 luni la... Din noiembrie, așa. Compania Top Technologie a solicitat în fiecare dintre ultimii 3 ani câte o clasă cu calificarea operator la mașini cu comandă numerică și a asigurat practica elevilor în firmă. Cunosc această firmă din Giurgiu și oameni care lucrează acolo, foarte inteligenți, foarte aplicați, dedicați, care lucrez la target, care lucrează, deci este acolo o muncă infernală, diferență foarte mare între ceea ce știm noi că se poate la noi în România și este o provocare, este o firmă italienească, mă rog, o companie ceva. N-aș putea spune o muncă infernală. Da, oamenii pleacă de acasă când abia se luminează și se întorc destul de târziu pentru că au provocări, vin lucrări multe, mă rog, nu știu eu foarte multe amănunte, dar cunosc pe cineva care lucrează acolo și este foarte aplicat și dedicat, nu se pleacă de acolo, te angajezi, rămâi cam pe acolo, că nu pleacă câinele de lângă măcelărie, să zic așa. Daniel Deacu, la fel, mulțumim doamnei vicepreședinte, iată acest mesaj de final, știu că este foarte implicată în acest proiect, este prima dată când cineva din Consiliul Județean se implică în acest domeniu. Pentru clasa de mecanică autopersonală a mers în fiecare școală din județ pentru a face marketing și rezultatele au fost extraordinare. Îl cunoașteți pe Daniel Deacu? Nu, personal nu. Am crezut că se referă la ceva anume și tot dânsul spune în acest proiect pe care compania... Sau nu mi-amintesc, îmi cer scuze, nu rețin foarte bine numele, ci foarte bine fizionomia. Da, tot dânsul spune în acest proiect pe care compania Lucmar îl are cu colegiul tehnic Ioan Bălănescu, am cooptat și Bosch România, cu siguranță vă știe. Da. Da? Și Academia Auto Total, care au fost de acord să pună la dispoziția elevilor tinerilor, adică pe tinerilor, trainerilor, pentru a instrui în meseria de mecanic auto. Eu vreau să vă spun că mediul de afaceri din Giurgiu și atât din municipiu cât și din județ sunt foarte deschiși. Au salutat inițiativa noastră. Avem acorduri scrise pentru începerea campaniei de promovare masivă pe social media și în televiziune alături de noi.
Dumneavoastră, cum bine știți, companii de genul Gebrüder Weiss, Völkstalpine, au politici corporative pe care nu le încalci cu greu, însă și-au deschis porțile să ne pună la dispoziție, să mergem acolo să filmăm, să facem poze, respectăm în totalitate politicile dumnealor corporatiste, doar ca să atragem copiii către mediul acesta școlar profesional. Mai mult decât atât, Consiliul de Țean va oferi niște sprijine financiare pentru a acredita orice calificare. Am discutat cu liceul de marină și le vom acredita niște calificări care au fost solicitate de către mediul de afaceri din municipiu și din județul Giurgiu. Da. Eu personal îmi doresc în aprilie să merg să vorbesc cu domnii primari, cu preoții, să mergem să conștientizăm, să le facem factorii care pot influența. Voi aloca weekendurile pentru această campanie. De obicei sunt un om ambițios și cred cu tărie în acest proiect. Eu m-am format în școala din Bolintin Vale și îmi pare rău că județul Giurgiu are rezultatele astea atât de slabe la învățătură. Credeți că putem să facem ceva acum ca să fim măcar, să mai fie 5 după noi, să nu fim chiar iarăși ultimii? Sunt convinsă că putem să facem ceva atâta vreme cât... Suntem în februarie. Pentru anul acesta. Uh-huh. Eu sunt 100% convinsă că vom avea rezultate bune. După o simplă vizită de curtoazie la o firmă foarte mare, dumnealor au cerut o clasă de dual. Nu s-a întâmplat în ultimii 12 ani. Eu sunt un pic uimită după această discuție, pentru că dacă intrăm în legătură directă acum, dacă vine primarul Anghelescu și se așează pe scaunul pe care stați și vorbim despre locurile de muncă din Giurgiu, ne scriu oamenii tone de mesaje, ca să mă exprim mai plastic, și spun că nu sunt locuri de muncă. Deci asta, despre ce vorbim noi acum, este, să ne înțelegem, este o măsură sau un început, ceea ce putem să facem. Deși ne-au spus cei care ne-au scris și în speță colegiul tehnic Ioan Bălănescu că sunt cerințe la clasele acestea care aplică special pentru acel atelier de reparații mașini sau de, nu mai știu ce am mai zis aici. Da, îi salut pe domnii de la Lugmar. Dumnealor mi-au transmis niște testimoniale ale copiilor. Din păcate, noi suntem deficitari și la învățământ, infrastructură, sănătate și la sărăcie. Și la sărăcie. Eu vreau să le transmit părinților că urmând o facultate, o școală profesională, copiii vor avea un venit de foarte tineri. Termini școala profesională la 18 ani și ai un loc de muncă, poți să faci ceva. Acum da, asta nu anulează, eu știu, șansele că dacă pe viitor vrei totuși să te specializezi cu studii superioare în poți să faci lucrul acesta și sunt testimoniale. Chiar m-am documentat despre acest lucru, că mă gândeam că poate îmi puneți întrebarea aceasta. Și tot de la Brașov, o să vă dau un exemplu, există, pentru că s-au făcut campanii de marketing, de promovare ale școlilor profesionale și există Alexandru Săgeteanu din Brașov, care a plecat de la liceul teoretic în clasa 9 pentru că i s-a părut că nu învață nimic și s-a dus la școala profesională. După ce a terminat școala... A vrut el sau părinții? El. El. După ce a început cursurile la școala profesională, s-a dus în fabrică la Schaeffler. Bineînțeles, dacă nu îți dai interesul, nu ai succes. E valabil peste tot lucrul acesta. A fost foarte implicat, managerul lui l-a observat, l-a trimis la școală să termine liceul și și el, personal, acum este student la o facultate de inginerie. Nu vă spun cât de important este ca să lucrezi, vorbeați de experiența aceea. Și acum o să vă dau exemplul meu. Când am terminat facultatea politehnică,
M-am dus la un institut să lucrez ca proiectant, am aplicat pentru un job și cel cu care am dat interviul m-a întrebat ce experiență am. Și am spus că ce experiență am? Ce spuneam la început? Ce experiență să am? Vreau să capăt experiență la Institutul de Proiectare. Și mi-a spus că, mă rog, salariul era extrem de mic, chiar și ca și inginer. Am terminat în 2010, ne-a izbit criza financiară. Așa că sunt multe șanse pentru copiii aceștia. Și vă spuneam de testimonialul copilului, că pe mine personal m-a impactat foarte tare. Un părinte l-a sunat pe domnul director de la Lumar și i-a spus să lase 3 zile că nu are bani să-i cumpere încălțăminte. Primind acești 200 de lei de la școala profesională, este un venit pe care copilul îl ia lună de lună. Noi trebuie să, din punctul meu de vedere, să coborăm puțin din acești nori în care trăim, pentru că un liceu teoretic și o facultate cu o diplomă pe care să o pui pe Facebook nu cred că îi va ajuta în viitor atât de mult. Da, am văzut. Acum mai sunt și situațiile altcelea în care toată lumea își dorește pentru copilul său ce este mai bun, o facultate. Nu suntem împotriva ca un copil să facă facultate sau să aleagă. Deloc. Este foarte bine. Este foarte bine. Ceea ce mirește pe mine este de ce atât de multe facultăți care nu concretizează la final nimic. Acele facultăți, le știm, de comunicare, de numele acelea pompoase. Nu aș vrea să le spun numele la toate, pentru că n-am nimic cu nimeni. Dar, într-un final, se dovedește că nu se prinde nimic. Și chiar dacă obții niște note mari, pe respectivul colegiu îl interesează că el e ca un fel de societate comercială să-ți ia banii, celălalt muncește și învață ceva, iar la final, chiar dacă pleci în afară, cum s-a dovedit, cei care au învățat meserii la noi, chiar și jurvenii noștri pot să spună lucrurile astea, să le afirme, s-au dus în afara țării și au fost foarte apreciați pentru ceea ce au știut să facă ca profesie, ca electricieni, lăcătuși, sudor, nu știu ce, și au făcut mult mai mulți bani decât cei care s-au dus acolo în străinătate și lasă că mă orientez eu, că eu am o facultate de comunicare, n-am reușit să... Sunt apreciați și aici și acum o să vă dau niște date exacte. Un electrician câștigă în jur de 3.500-4.000 de lei brut. Asta înseamnă un salariu mediu brut pe economie. Iar un absolvent de facultate cu nume pompos, despre care... Cu nume pompos, pentru că n-am nimic cu facultățile de comunicare. Sunt bune, sunt de aplicat pentru cei care lucrează la nivel înalt și lucrează cu publicul, cu trebuie să se adreseze. Dar sunt foarte multe și nu e nevoie de atâta facultate de comunicare. Foarte bine. Un absolvent de... Chiar vorbeam că facultate... sunt oameni în jurul nostru care le accesează și bine fac. Da, câștigă 2230 de lei brut. Așa că eu aș pune în balanță aceste școli și viitorul copilului meu. Până la urmă, care este rostul sau întrebarea de la finalul zilei? E important să termini o facultate și să te zbați să-ți găsești un loc de muncă sau la finalul zilei e important să ai o stabilitate? Pentru că am numit niște companii care au o istorie de peste 300 de ani în domeniul business-ului și care îți oferă un job. Și acum eu vreau să vă dau niște exemple concrete pe care le-am reținut. Umvel Tehnic vrea să își dezvolte sediul și în viitor dorește să angajeze 100 de oameni. Chiar acum am citit că își dezvoltă, construiește 6 hale. Am fost la KLG Europe, au demisionat 70 de persoane și au reușit să angajeze 50. Diferența de 20 este încă se caută pe piața de muncă. Milbro, care este aici în municipiul Giurgiu, dorește să angajeze 40 de persoane, însă sunt mai mulți factori care intervin aici. Unul la mână este lockdown-ul din UK și asta îi împiedică acum pentru că exportă pe piața de acolo și lipsa calificărilor.
Sunt foarte mulți factori pe care trebuie să îi luăm în considerare. Sunt convinsă că dacă toți ne implicăm, cel puțin mediul de afaceri, administrațiile locale și cele județene, vom reuși. Ne spune Ionuț Banga de la școala profesională, ies mecanici, electricieni, sudori sau lăcătuși, nu doar agenți de pază care fac naveta la București. Dar pe lângă acest aspect, da, știu subiectul cu navetiștii din Giurgiuveni și cu paznici care ies pe bandă rulantă și toată lumea vrea să fie pe paznic, dar există și acea situație în care și în la, acolo unde e la adăpost, în sistemul bugetar, unde este nevoie și acolo de calificări și sunt foarte mulți oameni foarte buni profesioniști, foarte buni economiști, foarte buni, eu știu ce exemple se mai dau, care mai țin 2-3 pe în spate. Nu neapărat zic de noi, zic în general. Nu mă refer nici la o primărie anume din județ sau la vreo sau consiliu județean sau la noi în țară. E un fenomen. E peste tot chestia asta. Și decât să stai cu frica în sân că ești unul dintre aceia, pentru că așa s-a întâmplat și ai pornit greșit și n-ai ales bine de la început sau pentru că ai avut altă, nu știu, altă dezorientare profesională, ca să mă exprim așa mai plastic, și atunci mai bine stai tu liniștit că meseria nu ți-o ia nimeni. Adevărat. Competențele nu ți le ia nimeni. Și atunci, indiferent dacă nu mai ești mulțumit, te poți duce cu CV-ul în altă parte și să-i spui eu, ăsta sunt, asta, atâta valorez, mie îmi dai atât, program și stabilitatea mea costă în ceea ce am învățat să fac, în ceea ce sunt capabil să fac. Sunt foarte multe aspecte care mai trebuie discutate, am depășit spațiul de inicie. Sunt atâtea întrebări pe care aș vrea să le mai discutăm și despre digitalizare mult mai mult, despre această interferență pe care trebuie să o aveți cu Agenția Județeană a Forțelor de Muncă. Avem o comunicare foarte bună. Și voiam să mai discutăm, dar iată, uite, acum ne scriu oamenii. Iulia Polifron, felicitări, Giurgiu are nevoie de oameni ca dumneavoastră. Mulțumesc. Și noi de dumneavoastră. Dacă aș ști câtă informație are doamna vicepreședintă Elisabeta Mihalcea și cât am discutat și înainte, o să trebuiască să ne mai întâlnim. Sigur că și da. Să lăsăm de unde am pornit discuția, să vedem ce se poate face între timp. Dacă s-a rostogolit acest mic bulgăraș al reinventării școlii profesionale la Giurgiu, în ideea de campus cu tot ceea ce presupune, dacă nevoia asta a trecut un pic mai departe de zidul acela de mândrie fals înțeleasă și să mergem și noi, suntem, dacă vreți, parteneri în acea incursiune prin școli și prin licee în campanie, dacă vreți să venim alături. Mă ajutăm cu drag. Așadar, vreau să le mai spun ceva copiilor ăsta, pentru că sunt, spuneți, de mediu online și mie îmi place foarte mult tot ce ține de partea aceasta. Am și aplicația TikTok, nu sunt mândră de lucrul acesta. Însă, căutând tot felul despre școlile profesionale, am văzut testimoniale ale mecanicilor din UK, pentru că sunt acești tineri și mi-a plăcut extrem de tare ce am văzut. În timpul liber, un electrician purta niște branduri de renume și în timpul zilei era mecanic auto. Mi-a plăcut la nebunie acest clip. Pentru că mai voiam să mai vorbim despre aceste repere. Am dat doar vreo două și așa. Dar voiam, pentru că puterea exemplului, cum am spus, este infinită. Extrem de important. Și la școală învățăm definiția și dacă nu înveți papagalicește, nu înțelegi nimic. Dar în momentul în care știi exemplu și știi formula sau eu știu, depinde ce materie vorbim, îți faci singur și definiția, fără probleme. Nu și trebuie. Vă spun eu că o integrală triplă pe mine ca incident nu m-a ajutat niciodată în viața profesională, însă sunt convinsă că să faci ceva cu mâinile tale m-ar ajuta teribil de mult. Sunt foarte multe lucruri de schimbat și de modificat la sistemul educațional. Noi începem aici pe plan local prin construirea și acestui campus școlar profesional și prin promovarea lui. Ne bazăm foarte mult pe domnii deputați că ne vor ajuta, poate să schimbăm și legea învățământului, să cumva să îi motivăm pe acești copii, însă sunt planuri de... Spuneam că există o pornire bună în Giurgiu, că există la Palatul Copilor peste 1000 de copii care vin și accesează acele cercuri, dar
e problemă cu acea clădire? Poate ne ajutați în acest sens? Ministerul Educației deja înțeleg că a dat niște fonduri. S-a fost o licitație în decembrie, după cum știți, sau cel puțin știu și eu, dacă nu au câștigat licitația până la finalul anului, banii au fost cumva... Nu vreau să discut, însă știu că este un proiect pentru acest palat. Despre multe alte proiecte discutăm într-o ediție viitoare. Vă mulțumim mult pentru prezența în emisiune. Cu drag, eu mulțumesc. Ați fost și voi de informații. Continuăm seria de întrebări pe care, iată, ni le-ați adresat. Le-am găsit și noi acolo undeva scrise în materialul promoțional. Iată, așadar, Giurgiu la tribună a fost Elisabeta Mihalcea, vicepreședinte Consiliul Județean. Vă mulțumesc frumos pentru atenție. Vă doresc în continuare o seară minunată. Noi suntem primii care am ajuns la fața locului și încercăm să obținem un interviu cu... 3 morți și 2 răniți astăzi după ce în explozia de aer au pierit peste 20 de ei. Dublu viol, mamă și fiică violate la ele acasă după ce au fost jefuite de către un individ care s-a fugit. TV Giurgiu Tribun îți propune altceva. Altceva. Ia atitudine. Ia atitudine.